Cine dăruiește bazme minunate, cine povestește jucării frumoase, cine dăruiește vă dați amă. Și mama poezia. Așa. Și microfonul. Nu știu cum va recita. Hai, să încercăm și așa. Poate ne auzim. Dacă nu, hai. Ce mușcă la. La patronul metropolitului Iacob Sama. Într-o sală îmbrăcată cu icoane și cu flori, ospătează fețe alese de erași și trecători, iar în capul mesei șade bucuros metropolitul cel iubit de tot norodul Iacob îmbunătățitul. Este ziua lui cinstită și de asta ne greșit, cele mai alese fete din Moldova au venit. Închinând mesenii vese la pahare de vin vechi, un diacon își optește lui Vlădica la ureche. Să mă ierți prea cinstită, o bătrână de la țara Torii, ca să te vadă și de mult așteaptă fără. Într-o inima lui mare și cu un ochi de simțire, strezește dintr-o dată o duioasă presimțire și privind pe geam la poartă ca să se încredințeze, a lăsit cu duioșii începând să lăcrimeze. Tot se uită cum era neînțelegând de fel când spune la diacon, adică către ei. Fără multă zăbovire s-a ivit o vădă mică, costumul de la munte cu o pinci cu saric. Gârbă-mă cu traița în spate, ea păștește ca macale, săcuindu-se să calce tot pe alăturile de țale. Ajungând lângă vădica, dânsul s-a sculat grăbit și primind-o iată în locul cel de dreapta mai cinstit. Ia ca mamă, zise tânsa, am știut că ai patron și am venit pe jos de acasă să-ți aduc un mic. Tot se uită cum era rez la înaltul prea simțit, parcă vrând ca să-l întrebe despre babă ce-a pățit. Pricepând la lor mirare, el cu chipul zâmbitor și cu bruze tremurânde a rosit către sobor. Prea cinstiților mei oarte, nu vă mai mirați așa, iată bătrânica asta este însăși mama mea. Dacă astăzi vom accepte asta datorită ei, de la tânza mea viață și veritul obicei. Ea m-a legănat pe brațe și la piept m-a alăptat. Ea mi-a dat pomoață, crezul ea m-a învățat. Respectați sarica asta, care vine de la oi, datorită ei sunt astăzi ca păstor ales de voi. Astăzi eu par cu toți acestea mea convincioși și vă rog, gustați cu toții din meritul ei plină. Deci vorbind așa, Vlădica face semn la omul său ca să dea la fiecare cașcaval de la rarul.